Grav accident de circulație în nordul țării. Un bărbat a murit după ce autoturismul în care se afla împreună cu soția sa a fost tamponat frontal de un alt automobil în care se aflau 4 persoane, dintre care 2 copii minori, în vârstă de 12 și 13 ani. Tragedia s-a produs în această dimineață, în jurul orei 5, în preajma satelor Stuzovcă și Sadovoie, pe traseul Bălți-Glodeni. În urma impactului violent, un șofer de 67 de ani și pasagerul acestuia, o femeie de 64 de ani, au rămas prinși între fiare. A fost nevoie de intervenția salvatorilor. În cel mai scurt timp, angajații Inspectoratului General pentru situații de urgență au scos conducătorul și pasagera din față din autovehiculul distrus. Aceștia fiind ulterior transportați la spitalul din municipiul Bălți cu diverse traumatisme. Potrivit poliției, tragedia s-a produs după ce unul dintre șoferi ar fi pierdut controlul direcției și a ieșit pe contrasens. Conducătorul automobilului de model Toyota, un bărbat în vârstă de 64 de ani, în timp ce se deplasa, a pierdut controlul volanului, ieșind pe contrasens, s-a tamponat frontal cu un automobil de model Volkswagen Golf. În urma impactului, conducătorul automobilului Volkswagen, în vârstă de 67 de ani, a decedat în drum spre spital. Totodată, în urma accidentului, cu traumatisme s-a ales și soția bărbatului decedat, dar și șoferul și pasagerii automobilului care ar fi provocat accidentul. Pe acest caz a fost deschis un proces penal pentru a se stabili toate circumstanțele producerii accidentului. Conform datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 28 de situații de risc.